Într-o postare pe Facebook, instituția prefectului informează că, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sănătate Publică, la data de 18 octombrie 2021, situația epidemiologică privind COVID-19 în județul Brașov are cifre îngrijorătoare. Astfel, numărul cazurilor confirmate de la începutul pandemiei a ajuns la 53.467, dintre care 537 în ultimele 24 de ore. Tot în ultimele 24 de ore au fost efectuate 961 de teste, dintre care 318 teste RT-PCR și 643 de teste rapide antigen. În acest moment, 464 de pacienți sunt internați în spitale, dintre care 48 la ATI. 4.413 persoane cu test pozitiv aflate sunt în izolare la domiciliu. 320 de persoane sunt în carantină la domiciliu, dar niciuna nu se află în carantină instituționalizată. De la începutul pandemiei, în județul Brașov au decedat 1.359 de persoane, dintre care 5 în ultimile 24 de ore. Formularele de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței sunt disponibile la Direcția de Asistență Socială Făgăraș începând de marți 19 octombrie, de luni până vineri, între orele 9 și 13. Acestea vor putea fi depuse până pe data de 10 noiembrie 2021. Vă reamintim faptul că ajutoarele pentru încălzire și suplimentul pentru energie se acordă în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure. Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 de lei pe persoană în cazul familiei și de 2.053 de lei în cazul persoanei singure. Începând din 19 octombrie 2021, cererile pot fi ridicate de la sediul Direcției de Asistență Socială Făgăraș, strada Tudor Vladimirescu, numărul 9, de luni până vineri, între orele 9 și 13. De asemenea, pot fi descărcate și de pe site-ul www.dasfăgăraș.ro. Quantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței, raportat la venituri în funcție de sistemul de încălzire utilizat, poate fi aflat de pe www.tvfăgăraș.ro. Închiderea Transfăgărășanului între Piscu Negru și Bâlea Cascadă, stabilită pe 20 octombrie, a fost amânată pentru că vremea este încă blândă. Potrivit Mediafax, Comisia de Revizuire Specială din cadrul CNAIR s-a întrunit pentru a analiza închiderea circulației pe Transfăgărășan și a decis amânarea termenului stabilit de normativul privind circulația rutieră pe drumurile montane DN7C și DN67C, care este începând cu data de 20 octombrie, având în vedere condițiile meteorologice favorabile din prezent. Iarna, când condițiile meteo nu permit circulația rutieră în condiții de siguranță, traficul este interzis pe Transfăgărășan între Piscu Negru și Cabana Bâlea Cascadă. În schimb, Comisia întrunită pentru a analiza viabilitatea circulației pe Transalpina, între Rânca și Obârșia Lotrului, a decis menținerea închiderii traficului pentru toate categoriile de autovehicule pe acest tronson de drum montan. Aici, închiderea circulației s-a decis pentru siguranța participanților la trafic, având în vedere fenomenele meteorologice imprevizibile ce pot apărea în orice moment în această zonă.